A demers în premieră la Antena 3 CNN, șeful Casei Naționale de Pensii arată cum vă puteți calcula singur noile pensii. Puteți afla astfel câți bani veți primi în plus și cine sunt pensionarii care vor primi, atenție, și aproape 2000 de lei în plus în fiecare lună, începând cu septembrie. Veți urmări totul sâmbătă într-o ediție specială de la ora 19, alături de Gina Vacariu. Avem aici un caz. Un domn care a fost lăcătuș la o fabrică din industria textilă, are 36 de ani, o lună și 26 de zile stagiu contributiv, efectiv contribuiți în sistemul public de pensii. O să vă fac calculul. Pe lângă cele 40 de puncte pe care le-a acumulat calculând această pensie exclusiv pe contributivitate, o să adunăm și acele puncte de stabilitate. 40,17296. La care se adaugă și cele 9,5 puncte stabilitate, rezultând un număr de 49,67296. Acesta este numărul total de puncte prevăzut de lege. Acest număr total de puncte se mulțește cu VPR, valoarea punctului de referință, va avea valoarea de 81 începând cu 1 septembrie, va avea 4.024 lei. Suntem la Casa de Pensii a Municipiului București, sectorul 5, alături de președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu. 95% dintre aceste dosare de pensie au fost digitalizate și introduse în sistem electronic, domnule președinte. Ce urmează după ce veți face asta cu toate cele 5 milioane de dosare de pensii? Ele vor fi în calculator. Cât durează să aplicați noua formulă, să primească oamenii recalculările după noua lege a pensiilor? Într-adevăr, aici ne aflăm exact într-un compartiment specializat dedicat exclusiv pentru calculul acestor dosare, pentru evaluarea acestor dosare de pensie și practic noi facem două operațiuni. Acum, aceste dosare, că cum vedeți, sunt și niște dosare mai vechi, sunt trecute într-un format electronic de ultimă de generație de către colegii care lucrează exclusiv pentru această operațiune, dar dosarele sunt și verificate, deci practic noi ne verificăm dosarele de la prima pagină până la ultima pagină, astfel încât să fim siguri că pensiile sunt corect calculate. După ce introduceți în baza de date electronică toate aceste foi, punct cu punct, cifră cu cifră, zecimală cu zecimală, pentru fiecare om care ia pensie în România, cât durează să aplicați și noua formulă? Au rămas în momentul de față dosarele cele mai grele, cele mai complexe, și sperăm ca într-o perioadă foarte scurtă de timp să terminăm acest proces de evaluare care este esențial pentru a putea să facem ulterior recalcularea mult așteptată de către toți românii. Suntem la un procent de peste 95%, ne aflăm la sectorul 5, unde este unul dintre sectoarele fruntașe din municipiul București, au un procentul cel mai mare.